Înainte de somn, fetele vorbeau despre ceea ce simte Ionela și pe cine place. Întreba Andrada ce a discutat aceasta cu Ana pe hol și Ionela a spus că este secret, rămâne între ele. Cu siguranță o să fie publică toată discuția pe vreun material. Și zicea Ana, eu te sfătuiesc să faci ceea ce simți. Iar Andrada a întrebat, vrei să te îndrepți către inima lui Ștefan? Și Ionela a râs și a zis că a recepționat întrebarea, dar nu oferă răspuns. Ionela mai spunea că situația este dificilă, iar Andrada i-a răspuns, tu o faci să fie dificilă. Ana îi spunea, păi și dacă vineri pleacă, nu o să-ți pară rău că nu ai încercat și că nu i-ai spus. Andrada se gândea că poate tocmai din cauza aceasta nu dorește să acționeze și Ana a spus că măcar a încercat și oricum când o să vadă lumea cât plânge ea după el pe acolo prin casă, o să-l țină în continuare în emisiune. Mai zicea tot Ana că de vineri, de când s-a aflat această cursă, Ionela vorbește doar despre Ștefan. Ștefan în sus, Ștefan în jos.